Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, aseară cu cei care au fost la vecernie, am încercat să facem 2-3 pași de înțelegere acestei sărbători și să vedem ce înseamnă acest lucru, că Domnul Iisus Hristos ridică la cer firea omului, firea omenească, transfigurată, îndumnezeită. Ce înseamnă asta pentru ordinea creației de la început, cum se revoluționează, respectiv cum se împlinește această ordine a creației, omul devenind acum părtaș al dumnezeirii, prin har. Astăzi aș vrea să ne uităm mai mult la ce ni se spune nouă despre înălțarea Domnului în Noul Testament. Noi avem 4 sfinți evangheliști și ne-am putea întreba de ce nu toți vorbesc de înălțarea Domnului. Sfântul Matei își încheie Evanghelia în capitolul 28 cu acel îndemn de a propovădui la toate neamurile și de a le boteza în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îndemn pe care noi îl citim la fiecare botez, pentru că se potrivește, este porunca de a boteza. Însă tot acolo ni se spune o făgăduință a Domnului și ultimele cuvinte ale Domnului la Sfântul Evanghelist Matei, deschid o paranteză, ar fi interesant să comparăm care sunt ultimele cuvinte ale Domnului, nu doar cele spuse înainte de moartea sa precruce, ci și ultimele cuvinte spuse după înviere, înainte de înălțarea la cer, la toți evangheliștii, ca să vedem cum le putem aduce într-o imagine completă. Închid paranteza. Deci, acolo Mântuitorul spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Deci, făgăduința Domnului este că El va fi mereu prezent. Nu se spune nimic de o înălțare la cer. De Sfântul Evanghelist Matei vrea să accentueze faptul că Mântuitorul, deși s-a înălțat la cer, a rămas prezent. La Sfântul Evanghelist Matei avem această privire a prezenței Domnului în viața noastră. Nu să vă dați seama ce înseamnă asta, că Domnul zice că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu o condiție, cui spune aceste lucruri? Unor oameni care trebuie să împlinească o poruncă, și anume, mergeți și propovăduiți și învățați toate neamurile și botezați-le. Deci, ucenicii primesc garanția că Domnul va fi mereu cu ei, în măsura în care și ei vor plini această poruncă de a merge și de a propovădui. La Sfântul Evanghelist Marcu se vorbește de înălțarea Domnului foarte pe scurt, dar și acolo în legătură cu această poruncă. Și zice, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și după aceea s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta Tatălui. Deci, iar înălțarea Domnului vine imediat după o poruncă testamentară dată nouă, dată apostolilor și nouă. La Sfântul Evanghelist Luca am văzut ce se transmite, am citit. Aici Sfântul Evanghelist introduce un element nou și ne spune că Mântuitorul cât s-a înălțat, i-a binecuvântat. Deci acest act a înălțării Domnului nu vi-l imaginați doar ca pe un fel de imagine fizică, cum ne-am putea imagina ridicarea carului lui Ilie la cer. Și această imagine a Domnului este o imagine duhovnicească de perpetuă binecuvântare și de la acel moment noi avem ca mărturisire acestui moment icoana Domnului care ne binecuvintează. Este icoana înălțării, ce vedeți dumneavoastră aici. Domnul ne binecuvintează și este și în cer, dar este și cu noi. Da? Iar la Sfântul Evanghelist Ioan lipsesc toate aceste lucruri și în ultimul său capitol, așa cum știți, se vorbește de această relație între Petru și Ioan și de
ce îi se spune lui Petru să îi urmeze Domnului. Deci acolo avem tema bisericii. Sfântul Evanghelist Ioan este sensibil la ce urmează după plecarea Domnului și relația aceasta între Petru și Ioan, între conducerea exterioară a bisericii și latura ei interioară și ce înseamnă biserica. Și ea ca prezența lui Hristos în lume. Deci toate aceste trei dimensiuni, că vorbim de Sfântul Evanghelist Matei, Marcu sau Luca și Ioan, toți vorbesc de un fel de a înțelege prezența Domnului în lume după înălțare. Trebuie să înțelegem că Domnul din acest moment al înălțării este deopotrivă de plin cu omenescul din noi, transfigurat. Și asta e lucru extraordinar în cele cerești, în cele dumnezeiești. Deopotrivă este cu noi aici prezent în măsura în care noi îl mărturisim și este cu noi în biserică și în această tradiție a bisericii mărturisită de Sfinții Apostoli. Însă în Noul Testament nu se oprește aici. Ceea ce a citit fratele Grigore este esențial pentru a înțelege înălțarea Domnului. Tot Sfântul Luca este cel care scrie faptele apostolilor și el acolo scrie unui anumit Teofil și chiar la începutul faptelor apostolilor se relatează acest episod al înălțării Domnului. Noastră, haideți să iau altfel. Noastră, vă aflați acum la 40 de zile după Paște. Ce ați făcut în aceste zile? Cum ați petrecut aceste 40 de zile? Fiecare cum la lumina Dumnezeu. Ei bine, ca urmașii apostolului a trebuit să știm că aceste 40 de zile pentru noi sunt mult, ar trebui să fie mult mai importante și mai intensive decât postul mare. Asta trebuie să știe toată lumea. Noi însă trăim postul mare mult mai bisericos decât trăim cele 40 de zile după Paști. De ce e mult mai importantă această perioadă decât postul mare? Pentru că ni se spune că în această perioadă Mântuitorul, spune la Faptele Apostolilor, după patima sa, li s-a și arătat pe sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de 40 de zile arătându-li se și vorbindu-le despre cele ale Împărăției lui Dumnezeu. Deci în toate aceste 40 de zile n-au fost doar 2-3 întâlniri sporadice ale Domnului cu ucenicii, ci El a fost prezent în mijlocul lor, le-a vorbit, i-a învățat, le-a deschis mintea, cum ni se spune la Luca, vorbindu-le despre cele ale Împărăției lui Dumnezeu. Aici, iubiți credincioși, este rădăcina, miezul și duhul predaniei bisericii, adică a Sfintei Tradiții. Noastră v-ați întrebat, poate, unde scrie că biserica, de pildă, trebuie să fie orientată spre răsărit? Unde scrie că trebuie să ne facem cruce așa? Sau de ce să ne facem cruce? Cine a spus că crucea trebuie să fie un semn pe care să ți-l faci cu mâna? Și multe, multe alte lucruri pe care nu le găsiți în Noul Testament. Cum au ajuns primii creștini să săvârșească Sfânta Liturghie? Acum, noi știm istoric că au existat diferite forme și există o evoluție a Sfintei Liturghii. Dar totuși, miezul acela, credeți că l-a inventat cineva? Tot ceea ce ține de această sfântă tradiție cu T mare, iubiți credincioși, este rodul a ceea ce Mântuitorul dă ucenicilor aceste 40 de zile după Paști. Acolo se întemeiază Sfânta Tradiție. Într-o experiență duhovnicească foarte puternică, care nu a fost scrisă imediat, dar care a devenit vie și a putut fi experiată după aceea în felul în care biserica a intrat în lume. Asta se întreabă, spune Sfântul Vasile, Sfântul Vasile cel Mare, un text foarte frumos, în care întreabă pe oameni, de unde avem noi asta, 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 asta? Nu te poți baza doar pe mărturia scrisă a Sfintei Scripturi. Multe lucruri în biserică se datorează acestei sfinte tradiții, care nu vine de la invenția unui om. Avem și o tradiție cu T mic, avem și obiceiuri cu un O mic, avem și multe superstiții cu un S foarte mic, da?
Dar nu vorbesc de el, vorbim de tradiția cu tâmar. Ea vine din acest moment de 40 de zile în care ucenicii au zăbovit cu Domnul și au primit cele ale împărăției. Deci, ăsta e un tezaur. Ucenicii rămân cu acest tezaur în suflet și când se va pogori Duhul Sfânt, acest tezaur se va împrăștia în toată lumea. Deci zice că a stat 40 de zile cu ei, le-a vorbit despre împărăție și după aceea are loc un ultim dialog în care ei întreabă despre împărăția lui Israel și după aceea are loc înălțarea la ceruri. Ce luăm noi din aceste lucruri? Foarte pe scurt, că nu vreau să lungesc. Dumneavoastră, când vă raportați la condiția de a fi creștini, ar trebui să aveți niște lucruri, niște puncte forte pe care să le știți și să le urmăriți în viața dumneavoastră. Părintele Arsenie Boca vorbea de un program de viață creștină, la fel și Părintele Teofil. E, baza acestui program se află aici în porunca Domnului dinainte de înălțare și anume ca noi să mergem să propovăduim Evanghelia. Deci, ești creștin, foarte bine. Te pocăiești și faci acest exercițiu de pocăință în posturi, te spovedești, te împărtășești, foarte bine. Deci, te cureți lăuntric, foarte bine. Primești învierea Domnului, primești Sfânta Împărtășanie regulat, foarte bine. Nu e tot, iubiți credincioși. Deci relația mea cu Dumnezeu nu se consumă la faptul ca eu să devin un om bun și să-mi mântuiesc sufletul meu și să-L simt eu pe Dumnezeu și cu asta am încheiat. Nu se încheie. E ca și cum ai vrea să rămâi în ziua Paștilor și nu te mai interesează de ce s-a întâmplat după aceea. Nu avem voie de așa ceva. Deci noi ca și creștini trebuie să înțelegem că înălțarea Domnului și rusalile ne obligă la mărturisirea Domnului. Asta, aici suntem noi corigenți. Știți cuvântul corigent, nu? Repețanul. Adică rămai tot timpul pe o temă pe care nu absolvi și atunci trebuie să reiei toată materia. Eu cred că noi suntem corigenți la înțelegerea înălțării Domnului și a pogorii Sfântului Duh, pentru că sunt legate una de alta. De ce sunt legate una de alta? Tot Sfântul Luca ne spune, până în ziua când s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor. De Duhul Sfânt e prezent și acum am cele 40 de zile. Să nu credeți într-o relație matematică, Sfântul Duh apare doar la 50 de zile, până atunci era undeva pitit în cer și de-abia atunci apare. Deci Duhul Sfânt este prezent și El acum, prin El se dau aceste porunci. Deci, cum, iubiți, dumneavoastră, în viața dumneavoastră, nu doar cu copiii, că mulți se vaite copiii nu mai vin la biserică, în viața ta, cu vecinii, cu prietenii tăi, îl mărturisești pe Iisus Hristos, adică onorezi această poruncă, mergeți și vestiți la toate neamurile, uite, noi suntem în diaspora, vestiți la toate neamurile, propovăduiți Evanghelia, învățați-le. Asta e condiția de creștin. Deci dacă rămâi la a fi creștin doar prin a te ocupa de problemele tale, soțul nu mă înțelege, eu am probleme sufletești, nu merge una, nu merge alta, e ca și cum tot timpul ne-ar rămâne la nivelul postului mare și al încercării de a ne îmbunătăți sufletul. Nu-i de ajuns. Nu este de ajuns. De aceea înălțarea Domnului este o sărbătoare atât de mare și nu o putem pune în paranteză pentru că ea ne aduce aminte că acești ucenici, de aceea au devenit ei apostoli, că ei n-au rămas pitiți în Ierusalim și după ce au primit acest tezaur de învățătură și de experiență, ei după aceea au mers în toată lumea. N-aveau nici câte clase avem noi. Da? Deci nu este o problemă de pregătire intelectuală. Nu este o problemă de bani. Da? Cu oamenii ăștia nu aveau în cont nu știu câți bani să zic acum pot să provăduiesc, am posibilitățile materiale. Cum zic mulți oameni, nu pot să fac copii pentru că n-am posibilități materiale. Asta e multe. Deci, și faptul de a avea copii este un fel de a propovădui. A propovădui că spui da lui Dumnezeu și vieți. Închid paranteza. Deci, oamenii aceștia nu s-au uitat dacă au condițiile acestea materiale sau intelectuale sau sociale.
ca ei să devină niște propovăduitori. Deci nu erau maestri în, cum se spune, PR, da? Așa se spune acum în ziua de asta. Adică să te pricepi cum să faci, să aduci mai multe like-uri, să ai mai mulți oameni pe Facebook, să aduci oameni la, da, să se vadă că ai mulți followeri. Asta e un fel de PR. N-are legătură propovăduirea lui Hristos cu acest lucru. N-are legătură. Oamenii aceștia n-au avut nimic din toate acestea și nici n-au căutat. Ei au înțeles că după pogura Duhului Sfânt trebuie să meargă și să împlinească această poruncă. Deci nu putem să rămânem în spatele acestei sărbători. Sărbătoarea Înălțării Domnului ne încredințează de această prezență a Domnului, că este cu noi și că ne-a dus pe noi în cer, doar în măsura în care noi vom înțelege să nu ne fie rușine de El, să nu ne fie rușine de El, nici în fața copiilor noștri, nici în fața societății, ci din contră să învățăm pe ceilalți, să le spunem, să fim bucuroși, zice, s-au întors cu bucurie. Deci nu e o despărțire cu lacrimi în Înălțarea Domnului. Nu este o mormântare. Nu este cu lacrimogen, ci o bucurie pentru că ei din acel moment, ei devin mărturisitori.